Comisia Doamnelor și Domnilor Consilieri, din foaie de prezență semnată de dumneavoastră, constat prezența unui număr de 14 consilieri în funcție. Consiliul Local este dintr-o ședință legal constituită și își poate desfășura lucrările. Dau cuvântul doamnei președinte Stanciu Carmen, mulțumesc. Mulțumesc, doamna secretară, mulțumesc, stimați colegi. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire proiectului privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor viceprimarului Comunei Sascu, județul Bacău. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva nu e nimeni, deci 14 voturi. În urmare, voi recite proiectul ce vizează delegarea unui consilier local privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor viceprimarului Comunei Sascu, județul Bacău. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Cu discuții. Discuții. Din partea grupului PNL, da, pentru funcția de consilier cu atribuții de viceprimar, îl propun pe domnul Costel Nicolae și o să revin la discuții după ce o să ne dați cuvântul pentru ce fac această lucru. Cred că încep eu. Sunt surprins de faptul că colegii m-au propus pe mine, că dacă mă uit bine în stânga și în dreapta, atu pentru această funcție la retinerețea, apoi un antreprenor care știe ce înseamnă gospodărire, un fost om care a lucrat cu alți oameni și care știe să lucreze cu oameni, un fost administrator al unei comune, cum este comuna noastră, nu? Și care cred că ar avea un autobuz mai mare decât noi toți de aici, trecând prin faza aceasta administrației mulți ani, și un fost viceprimar care știe ce înseamnă gospodărirea unei comuni, știe să fie bătăios, știe să ia legătura cu oamenii, să țină legătura cu oamenii. Mă simt surprins, v-am spus, și onorat în același timp. Pentru că este o onoare ca cei care sunt în jurul tău să te susțină într-o asemenea funcție. Mai ales că eu sunt unul dintre cei mai bătrâni din toată adunarea aceasta. Zic aceasta deoarece cred că dânsii s-au gândit având mai multe motive. Faptul că eu nu mai aspir la o funcție prea mare, deci ca să fac concurență altcuiva, gândindu-mă la faptul că vin la degerile câte curând,
Apoi, nu mai am copii care să îi susțin pentru a ajunge prin primărie cumva, sau soția să ne ajungă prin primărie, pentru că eu am, cu munca asta am cam încheiat-o, noi fiind, intrând în rândul pensionarilor. Mă gândesc și la faptul că dânsii poate au evitat să prindă un asemenea post sau să fie propus, când nu se știe dacă așa, să propus pentru asemenea pentru a nu lăsa impresia că e vorba de interese personale. Asta am întrebat. Ok. Îmi permiteți, nu? Că... Da. Eu doar am făcut propunerea, n-ați dat drumul la discuții și atunci, dacă tot a vorbit domnul profesor, nu mi-a permis să-l întrerup. O să vă spun de ce am făcut această propunere. Vedeți, dumneavoastră, există un proverb, e roata și pătrată, tot se mai întoarce odată. Am avut, după ce domnul consilier Popa Nicolae, pe care domnul apostol l-a propus, după ce dumnealui a depus jurământul în mandatul actual de viceprimar, știți că noi, după ședință, ne mai ducem cu toții la un ceai, la o cafea. Și am fost mai mulți și la un moment dat am rămas cu domnul Popa și cu domnul coleg Gârmacea Lucian. Discutând tot politică, domnul Popa a spus în felul următor: domnule, eu dacă eram primar în locul domnului primar Răuță, Dumnezeu să-l ierte, ținând cont de rezultatele care le-ați obținut dumneavoastră, liberalii, un rezultat destul de remarcabil, aș spune eu și a spus-o și dumnealui atunci, consider că și partea electoratului de dreapta ar trebui reprezentată în executivul comunii Sascut și atunci ar fi mers lucrurile foarte bine și în Consiliul Local și până la urmă pentru cetățeni, nu? Că de asta suntem cu toții aici. Eu am considerat atunci că domnul Popa a avut o gândire sănătoasă vis-a-vis de electorat. Acum, nu știu cum să face, că asta spuneam că roata se învârte. Nu știu dacă acum, ținând cont de faptul că este propus dumnealui, mai gândește la fel. Nu a venit aici vis-a-vis de faptul că domnul Popa a spus că ar trebui reprezentat în executivul comunii și electoratul de dreapta, nu am venit aici să mă autopropun. Pentru că știți foarte bine că am candidat și am fost locomotiva echipei. Dar... Bine tot, o ascultăm ce... Dar... Ținând cont de faptul că în această echipă sunt oameni pe care îi cunoașteți, oameni pe care ați lucrat și dumneavoastră, care au ocupat cele mai înalte funcții în executiv, domnul profesor Costea a fost primar, domnul Apostol a fost administrator, domnul Chiriac a fost viceprimar, pentru perioadele care le cunoaștem toți. Și au fost atunci și obținute rezultate bune pentru cetățeni. Tocmai pentru acest lucru l-am propus pe domnul Costea, în ideea că are o vârstă, are experiență, are o calitate care nu avem mulți dintre noi. O anumită stabilitate, o anumită calmitate. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna aici în Consiliul Local toți venim cu gândul de a pleca cu lucrurile rezolvate și cu pace, dar de fapt plecăm întotdeauna certați, uitându-ne urât unul la altul. Cam asta a fost ideea în care m-am gândit că ar fi corect ca domnul Costea Nicolae să obțină această funcție. Dacă și dumneavoastră vă gândiți că și electoratul de dreapta trebuie reprezentat. Mulțumesc. Da. Încerc să completez intervențiile anterioare și
Vreau să precizez câteva lucruri, fără să pun în oglindă propunerile făcute astăzi. Doar apărându-ne propunerea noastră, pentru că trebuie să dăm datori domnului Costea cu niște explicații, dumnealui cred că a aflat astăzi de propunere, deși poate o bănuia, au stat la baza propunerii niște argumente pe care aș vrea să vi le spun în câteva minute, fără să încerc să vă plictisesc, în scopul de a conștientiza atât cetățenii comuni prin intermediul înregistrării care va fi difuzat în spațiu public, cât și colegii aici de față. Despre ce vreau să vorbesc? Vreau să vorbesc despre experiența administrativă a domnului Costea. Dumnealui a condus primăria ca interimar mai mult de un an. A organizat alegerile din 2016. Am avut onoarea să lucrez alături de dumnealui. Îi cunosc experiența administrativă. Și de aici se poate scurta foarte mult timpul de intrare în colectivul existent în conducerea, la conducerea primăriei pentru a se trece foarte repede la treabă. Această lipsă de experiență a actualei conduceri a fost generată de un stil administrativ ermetic al fostului primar, care n-a inclus în cercul de analiză și decizie pe cei din jurul său. De aici și surpriza maximă de a ne trezi cu 14 miliarde de care nu știa nimeni. Pentru că nu li s-a spus acestor oameni ce se întâmplă. Nu au fost întrebați, nu au fost consultați. Acum au rămas singuri. Experiența nu s-a putut acumula într-o lună de zile. Și acum completăm echipa tot cu un membru neexperimentat. Nu mai există timp de a învăța la locul de muncă administrația. Mai ales administrația publică este un domeniu foarte greu și mai ales dacă este la Sascut, este și mai greu. La asemenea probleme pe care le are comuna Sascut, la ce populație există în comuna Sascut, la ce întindere geografică există la Sascut, nu mai există timp de învățare. Nu avem cum. O altă calitate a domnului Costea a finalizat implementarea două proiecte europene sau finanțate cu fonduri europene. Este vorba de acel proiect integrat 3.2 de 2 miliarde jumate de euro și apoi prin care s-au achiziționat niște utilaje, s-a construit grădința de la Pâncești, niște drumuri între statele comune și au alt proiect pe fonduri europene, dotarea căminilor culturale de la Sascut, Sat și Berește. Deci iarăși o experiență care trebuie valorificată. Ceea ce cu actuala echipă n-am putea spune că se poate compara pentru că n-am finalizat nimic până, indiferent de finanțare. Mai avem un avantaj, sau dumnealui are un avantaj. E vorba de notorietate, e vorba de cunoașterea de care beneficiază în comună prin natura profesiei pe care o a avut-o dumnealui de cadru didactic. E cunoscut de la est la vest, de la nord la sud, în toată comuna, ceea ce reprezintă un mare avantaj și ușurează foarte mult comunicarea între cetățeni și reprezentantul administrației locale. Știe legislația, a cunoscut și a aplicat foarte bine legea 215, preluată în actualul cod administrativ ad literam, nu s-a schimbat mare lucru, știe cum se face o proiecție bugetară, coordonează viceprimarul sau a coordonat atunci când a fost ca viceprimar și ulterior primar, aparatul de specialitate al primarului și randamentul a fost mare. Acum, într-o posibilă prezență ca și consilier local cu atribuții de viceprimar, mai mult de jumătate din organigrama primăriei i s-ar subordona. Și bazându-se pe experiența anterioară, nu a mai avea acea fractură între situația existentă și situația care va fi. Consider că s-ar face un act nu de dreptate, un act de satisfacție pentru cetățeni, pentru că ar avea certitudinea că ceea ce se întâmplă acum în primărie se poate îmbunătăți. Nu am nimic cu nimeni, propunerea colegului de la PSD este îndreptățită să fie făcută, fără niciun fel de problemă, dar aș ruga să apreciați
și aceste calități ale domnului Costea și argumentele noastre care au stat la baza propunerii noastre de a, de a fi votat în acest, această funcție. Mulțumesc! Cine mai e? Doar cu câteva cuvinte, deja tot ce trebuie să deja au văzut să spun cu confort, iată că după doi ani de zile, la jumătatea mandatului am ajuns în funcția, ca în vârful primăriei, în funcția de executat, să fie doi reprezentați. Popa va fi ales viceprimar, nu trebuie să mă dea, indiferent ce ar fi, cu 6 la 8, 8 e mare tot timpul ca 6, să, ca niciunul care a fost să nu existe pe listele electorale funcția de primar ca să fie în sentimentul cetățenilor. Acum, ceea ce am ajuns acum de conducul primăria, ne conduce doar votul politic. Doar politicul, nu și cetățenii. Cetățenii au primit altceva, și-au avut altceva pe listele de vot. Au avut trei persoane, Răuț, Ilie și Enache, iar acum au ajuns ca după jumătate de mandat să ne conducă Apostol și Popa. Așa sunt legile, trebuie să continuăm așa, dar totuși se putea, cum a fost probabil discurs și alții toate nu sunt mult mai mulți în Consiliul Local, în Consiliul Local nu este format numai din 8 persoane, din 8 consilieri, este format din 15 consilieri, trebuia ales într-adevăr unul care este mai îndreptățit, care este mai bun, trebuia făcut un pic de echilibru între ei. Cei 15 am analizat și atunci pe adus într-adevăr ceva care se poate să uită mai departe primăria și să poată facă lucruri bune. Eu nu am ce să mă spun cu domnul Costea, să vorbim lucruri frumoase. Eu vreau să spun ceva cu domnul Popa. Și domnul Popa, pare, cum te vii? De ce să ne funcționez la chiar Ștefan Gheorghiu, în anii 80 și ceva? Și este urmașul unui primar. Tatăl lui a fost primar foarte bine. Are relații în primărie din fiul lui, este consilier de viceprimar. Deci, până la urmă, cred că fiind dreptățit să ia această funcție, măcar din prisma relațiilor, din prisma caracterizărilor care le-ar din spate. Așa că nu trebuie să fim supărați, dragi colegi, dacă probabil domnul va intra pe această funcție, care, v-a zis, este școlit, câteva relații sunt, urmașul, și sunt. Numai că dacă pot, dați numai ceva, votul vreau, ca să doamna secretară, a votul să fie la vedere. Nu fie aruncat. La votul aș vrea să fie la vedere, că așa este și în codul administrativ. De la vedere ca să vadă și cetățenii, trebuie cei care sunt cel mai de îndemn ca să vadă exact cine va conduce de acum în bucă. Și cum îi conduce? Nu trebuie să mergem după poliție sau nu înțeleg mai la viață, nu avem șansă. Și nu trebuie să mergem neapărat, ne ridicăm pe scaune, hai să nu urcăm la sus. Asta m-am văzut. O ultimă. Și domnul. Spuneți, nu de puține ori auzim din partea executivului, în speță din partea domnului Ionel Apostol, că trebuie să colaborăm, să lucrăm împreună, să performăm, să dezvoltăm comuna pentru binele comunei. Sună foarte frumos acest îndemn. În schimb, cetățenii, profităm de prezența camerelor de luat vedere, cetățenii trebuie să știe că din executiv nu fac parte cei din opoziție. Așadar, cetățenii vor înțelege că atât meritele, cât și eșecurile, dacă au nemulțumiri, să știe cui să se adreseze. Deci, din partea opoziției, din partea PNL a fost propus domnul Costea. Vom vedea ce șanse va avea. Din partea conducerii, din partea PSD, domnul Popa, pe funcția de consilier cu atribuții de viceprimar. Atât am vrut să spun, cetățenii vor înțelege că puterile opoziției sunt limitate. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul sau domnul...
Deci da? Nu am da? Nu, mi-e trebuie așa, deci... Da. Nu vor fi. Așa cum s-a întâmplat, am trecut un om valoros. Domnul primar Lăuț a fost ales în mod foarte mare de alegători, așa cum și echipa de consilieri PSD, după cum vedeți, majoritatea Consiliului Local din Obotul, au fost ales tot de oameni din comun. Într-adevăr, candidații au fost mai mulți pe listă, dar a biruit un învingător, care a fost domnul Ioan Răuță. A fost un luptător pentru comunitatea locală, așa cum am fost și noi alături de dânsul. Și ne-am dat toată silința, așa cum am jurat la depunerea jurământului, că vom face tot ce stă în putință pentru binele comunității. Da, e o mare pierdere și, așa cum știm toți, suntem conduși politic și la nivel național și la nivel local. Și prezidențial. Dacă oamenii înțeleg și analizează și pot studia și verifica și oricare ar fi o majoritate, să-și pună la îndoială faptul că atâta timp cât au lucrat în echipă și au muncit pentru a convinge populația că sunt cei mai buni și am demonstrat în primul mandat, așa cum lucrăm în continuare. Și uitați că a venit momentul ca să alegem și un consilier cu atribuții de viceprimar, pentru buna funcționare a administrației publice locale. După cum vedeți, eu încerc să extind echipa și am adus alături de noi pe domnul administrator Luca Nicolae, prezent aici în fața dumneavoastră, care în primul mandat a fost alături de noi și am accesat foarte multe proiecte, așa cum și în al doilea mandat. Faptul că a ales să vină alături de noi, să lucrăm în echipă și să dezvoltăm comunitatea locală, așa cum ne dorim toți, așa vă spun tuturor că sunt de acord să extind și echipa politică și vă aștept alături de noi, pe toți, și pe tineri și pe vârstnici, să facem tot ce stă în putință, să facem cât mai multe proiecte pentru comunitatea locală. N-ar dori să critic administrația care am găsit-o, care a fost înaintea noastră. Nu-i corect. Dar așa au dovedit singurii puterea care au făcut-o timp de 8 ani, prin votul dumneavoastră, care mi-ați ales în 2016, numărul atât de mare. Dacă erați mulțumiți, votați pe echipa care a candidat. Așa că noi vă mulțumim în continuare tuturor cetățenilor care ați crezut în noi și în primul mandat și în al doilea mandat. Și nu vă vom dezamăgi, vom face tot ce stă în putință să ducem comuna Sascu pe cele mai înalte standarde de trai. Sunt foarte multe de spus. Dar aș vrea să vă mai spun un lucru. Că în urmă cu câteva zile și chiar acum avem un lucru cu doamna avocat, un statut pe modelul orașului Ludoș. Este o societate de gospodărie locală care a fost înființată în 2017 în orașul Ludoș. Sunt date publice, puteți să accesați toți pe internet și găsiți acolo inclusiv proiectul de hotărâre și modul în care se lucrează. Și uitați că politic era corect
să dăm postul de consilier cu atribuții de viceprimar unei persoane care face parte din un echipament. Și am luat la rând toți cei 8 consilieri, 7, la rând, că eu sunt deja în administrația locală, cu care am vorbit împreună cu domnul președinte de Limar, domnul Dunava, faptul că domnul Răuță a fost președintele organizației locale PSD Sascu, Sascu, din viață, a trebuit să preia interimatul domnul președinte Dunava, care este lider de zonă. Și împreună cu dânsul am analizat oportunitatea fiecărui consilier. Și am început de la cel mai tânăr, Paris Alin Mihai, care este director al liceului Jacques. Dânsul a spus cu drag, vine în echipa noastră, lucrează în echipă cu noi, a fost foarte mulțumit de modul în care am lucrat împreună, dar păstrează postul de director, ar fi trebuit să plece de la liceu, să lese postul de director și să simte în pielea lui acolo cu acești tineri care lucrează la, împreună cu cadrele didactice la diverse proiecte, prin diverse măsuri. Chiar acum urmăream pe Facebook, au făcut o postare, copiii de la noi din liceu au plecat în străinătate, i-au luat de vreo 7 parte. Să nu-i deranjă. Și multe alte discuții. Am luat pe domnul Marin Romeu. Îmi spun, domnule, mulțumesc, apreciez cu drag, dar eu am un servici, mă ocup de business-ul meu, cu drag sunt în echipă, lucrez, mulțumesc, nu mă pot încadra acum. Am luat pe domnul Gămoacea Lucea. Mi se părea drept să dăm satului Pâncești cu un număr atât de mare de locuitori și alegători și chiar într-un număr atât de mare care au votat echipa PSD, să dăm un consilier cu atribuții de viceprimar din satul Pâncești. Discutând și analizând cu dânsul și-a exprimat opinia, a zis eu sunt bunic, candidez la funcția de bunic, viitor bunic, mulțumesc, fac echipă cu voi în continuare, mă lupt pentru cetățenii satului Pâncești și mulțumesc, dar deocamdată nu mă pot încadra. Domnul doctor Daraban, care este consilier în satul s-a spus sat, care face naveta de la Bacău și zi de zi face campanie electorală pentru PSD împreună cu pacienții. Faptul că asigură asistență medicală gratuită de nenumărate ori, după cum știți, doctorul de familie este un cabinet particular care are contract cu Casa de Sănătate pentru un anumit număr de pacienți pe care este plătit. Restul consultanților sunt plătite de către cetățeni cabinetului medical. Dânsul analizează și cântărește fiecare persoană care vine și se uită și nu se gândește doar la venitul care poate intra în buzunar. Și n-a dat pe nimeni afară de așa. Și a găsit posibilități să poată să-și ia medicamentația. A spus, eu mă simt în pielea mea, medic, nu pot să vin în primărie. A luat pe doamna inspector, Sandru Ionel, care este inspector școlar, la inspectoratul școlar Bacău, pe artă, da? Meseria dânsă. Și a spus, mulțumesc cu încredere, eu sprijin învățământul pentru să ascult și nu numai, și lupt în continuare pentru echipa PSD. Cu drag aș veni, lupt în continuare, dar nu mă pot încadra să vin pe funcția de consilier cu atribuții de viceprimar. Singura persoană, prin domnul Popa Costică, pensionar, și a spus, domnule, dacă e nevoie, eu sunt prompt. Doamna Stanciu, doamna Stanciu mă oprește. Despre ședință. Doamna Stanciu, la fel. A spus, domnule, eu sunt director adjunct. Am fost lupt.
Sunt prezent peste tot. Vedeți cum reușesc să ajung. Ar trebui să las învățământul și este pasiunea și sufletul meu să fiu profesor de limba română. Ar fi trebuit să nu mai meargă la casă, să nu mai vedea limba română și să vină în primărie să lucreze alături de noi. A spus, eu fac și pentru populație și pentru partid, dar fac și ceea ce îmi place cel mai mult. Să lupt pentru copii, pentru educație. Campanie frumoasă. Deci, dacă tot am început cu campanie electorală, să facem campanie electorală, dacă asta vreți. Deci, ar fi foarte multe de spus și foarte multe de discutat. Pot să vă adresez? Dar, să termine, după toate aceste discuții, au mai fost oportunitatea și o să vă aduc în Consiliul Local în viitor un proiect de hotărâre prin care dorim să înființăm pe modelul orașului Ludoș o societate de gospodărie locală. Și aici vreau să vă spun. Acel post de administrator care poate fi numit din rândul consilierilor locale, care poate fi votat tot prin majoritate, da? Deci poate fi votat tot de 8 persoane din rândul consilierilor PSD. Am spus să-l atribuim consilierilor PNL. Și împreună am discutat și împreună cu domnul președinte Ivancea și împreună cu domnul preferinte și împreună cu domnul președinte Dragoș Venea și împreună cu domnul Dunava, liderul nostru, să dăm și oportunitatea unui consilier local PNL să vină în echipă și să lucrăm pentru a îmbunătăți calitatea vieții comună prin întreținerea domeniului public și prin întreținerea tuturor clădirilor care aparțin patrimoniului comunei Sascut, apă, canal și multe altele. Și s-a purtat o discuție cu domnul consilier Chiriac Maria, care vine, a fost de acord să fie propus pentru funcția de administrator al societății de apă canal sau gospodării locale, pe modelul Ludoș. După două zile, duminică, mergând la președintele nostru și spunând, domnule, nu mai vreau. Dați în funcția de consilier cu atribuție viceprimar, dacă se poate. Să știți că noi suntem deschiși. Și noi vrem ca să lucrăm în echipă. Deci oferta rămâne valabilă pentru postul de administrator să-l dăm echipei PNL. Când o să aduc proiectul de hotărâre, o să facem discuții și cu o zi înainte și în timpul ședinței și modelul rămâne pe faptul că e bine să împărțim pentru toată lumea atribuții și să lucrăm împreună. Dar puteți propune faptul că noi am discutat cu domnul consilier Chiriac, considerându-l un lider al grupului PNL și dânsul se considera fel, rămâne deschis oferta să faceți propunere pe ori, pentru oricine, prin dânsul, din echipa dumneavoastră. Dar să-și asume că vrea să facă treabă pentru comunitatea locală. Să avem și noi bani, săruțe, flori, la zonă, și toate astea, că se pot face. Dar urmează. Inițial am vrut să fac aceste două proiecte de hotărâri în aceeași zi. Faptul că dânsul a refuzat, rămâne în proședință următoare, probabil în proședință ordinară, ca să aducem pe ordinea de zi acest proiect de hotărâri. A, mai avea multe de spus. Dar mă opresc aici. Și eu vă doresc succes, dacă mai e ceva. Mulțumesc. Eu numai o să reiau și eu un pic cuvântul, dar doar să completez ceea ce au zis, ce a zis domnul Chiriac, și anume că
dumneavoastră, populația sasputeană, l-ați susținut pe domnul primar, Dumnezeu să-l ierte, un om politic deosebit, cu echipa dumnealui. Deci, practic, domnul primar a venit în fața dumneavoastră și în fața oamenilor, împreună cu domnul viceprimar, da? Și cu echipa dumnealui. Deci domnul primar a fost ales împreună cu echipa. Deci noi nu suntem puși politici. Noi reprezentăm, practic, dorința de doleanță dumneavoastră, cum și colegii noștri de la PNL, reprezintă tot... ce-ați spus? Tot un vot politic. Tot un vot politic și sunt aici pentru că ați dorit să fie aici. Sunt convinsă. Cât despre competențele domnului Costa, cât despre competențele tuturor celor de aici, cu siguranță că nimeni nu se îndoiește că le avem odată ce suntem aici. Că altfel nu ar fi fost aici. Tot respectul pentru toți, tot respectul pentru domnul Costea și cu siguranță vom face totul pentru binele comunității, cât putem și cât ne stă în putere. Îi voi da cuvântul domnului Paris. Mulțumesc! Bună ziua! Cel mai tânăr dintre consilieri. Adică domnul Paris, noastră. Ce pot să spun despre domnul Costea sau ce aș putea spune despre domnul Popa Costel? Doar cuvinte de laudă despre amândoi. Foarte bine, cel puțin nu i-am cunoscut. Din auzite, din cunoștințe, domnul Costea învățător, aș urât să fiu la doamna lui, chiar dacă m-a avut clasă lângă. Venim m-a stresat domnul Blihu, alt învățător, la fel de bine și de bun. Dar, cum a zis doamna Stanciu, sau cum a zis domnul Apostol, oamenii au votat componența Consiliului Local, 8 consilieri PSD, 6 PNL, 1 USR. Prin urmare, putere executivă, primar, viceprimar, matematic, sunt ambele la PSD. Și atunci, propunerile noastre, automat, trebuie să fie un om din interiorul partidului. Că ar fi putut fi doamna Stanciu, sau doamna Sandu, sau eu, sau domnul Gârmace, sau domnul Romică, sau chiar și domnul doctor Grebar. Oricare dintre noi am fi fost, să zicem, nu știu, poate inițial și la mine când a fost vorba, inițial a fost Crăciuna prea mare sau nu știu ce, când era discuții politice. Poate că pentru oricine dintre noi ar fi o căciună prea mare și funcția de viceprimar sau atribuții, preluare de atribuții de viceprimar. Dar dacă ai un sprijin și ajutor în cei de lângă tine, treburile se învârt. Și despre lucrul acesta pot spune că domnul Popa Costică chiar își face din plin și cu desăvârșire datoria plecând prin funcția de secretar general al PSD. Adică, cel puțin, el a fost persoana care m-a băgat în PSD, el mi-a dat adeziunea și atunci chiar m-am mirat de hârtiile ordonate și la locul lor. Deci chiar acolo am văzut, pentru că eu încă nu sunt. Cu toate că am de-acu 5 ani de directorat, nu sunt la fel de ordonat în hârtii. Cum este dânsul și întrebându-mă colegii dacă aș candida sau dacă mi-aș dori, cel puțin la momentul actual nu. Deci sunt o persoană care fug de toate responsabilitățile, dacă mă pun la treabă fac, așa s-a nimerit și cu liceul. S-a nimerit pentru că eram la o masă rotundă și toți colegii au arătat spre mine, e cel mai tânăr, cel mai
vitezomat și poate, poate se întâmplă un miracol. Și noi, cei de la PSD, am arătat spre domnul Popa, e cel mai bătăios, nu e poate cel mai tânăr, dar e cel mai sprinten, iute și poate face treabă. Dacă cumva ne luăm țeapă, ne luăm toți țeapă ca și partid, dar mergem înainte cu dânsul. Dacă cumva peste 2 ani când fie alegeri, electoratul va vedea dacă ne-am făcut treaba sau nu. Mulțumesc! Da, clar. Și se pare că domnul Popa a decis să tacă și să facă. Știm că vorbește mult, dar de data aceasta a hotărât să facă și să tacă. Așa că, dacă nu mai e nimic de spus, am dorit să mergem să votăm. De ce nu, înainte de a da un răspuns doamna secretară, domnului Chiriac, care a spus că... Da, vă rog să... Da, nu mai citiți articolul? Nu cred că e cazul. Adică, puteți să citeți și citeți. Da, asta zic, să vedeți, da, noi o să și... Ceea ce nu știți că peste 2 ani vă duceți acasă. Tu fiecare din noi ne ducem acasă peste 2 ani. Toți, și apoi, după ședința aveam ce să merg acasă. Primar, va fi primar PNL. Nu, da, să vedeți. Fiecare din noi se duce peste 2 ani acasă. Exact cum a făcut Cristi Bostan treabă din comuna asta, așa se va face în continuare. Îi faci 6 comuni și dați-le încoace și restul... O parte ne ducem până la altul parte. Nu, 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 fiecare se duce acolo, potează, băgăm în exact procedura legală. Numai că o să treceți fiecare numele la ambii candidați și aici o să bifați ce considerați. Scrieți le-am făcut noi, dumneavoastră numele și toți suntem pe procedură. Da. Dați-mi că nu completează, nu vă mai așteptați degeaba. Spune fiecare acolo, dacă vrea să scrie, scrie, dacă vrea să... Dar ce vă enervați, domnule? Nu, 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 așa trebuie să faceți, nu, dacă vrei. Ați văzut un vot, vreun buletin de vot, să vădă numele candidatului. Facem exact cum trebuie. Nu, exact cum trebuie. Așa, așa vom face, exact cum este procedura, așa vom și face. Acasă oricum mergem cu toții. Eu una, ca și dumneavoastră, una e mai bine decât acasă. Însă nu familie. Alături de cei dragi. Familia era mai mare dacă era anunțat la tine. Și mâine era ședința asta, dar tot fac oți noapte. Dar chiar cât scrieți voi... Acolo mă trebuie. Azi erau 25 oameni, dacă știa ședință. Vom face ședință pe sate și... Când... Are dreptate, doamnă, că pe site prima dată a apărut ședința joi, la ora 14, în un mercuror. Ulterior, după 2 ore după ce s-a făcut, s-a pus pe metru. Și așa se duc lumea în eroare. Deci măcar acum, la legile duce... Acum ar fi populație, dar cu băiat vin din foarte poartă și așa s-a făcut. Dar doamna președinte, nu faceți dat din cap, că așa a fost. Nu, dar nu fugim de populație. Dar da, ce ați schimbat? 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 Așa, doamne, s-a făcut. Da, da, a fost joi, la 16, s-a schimbat. Dar n-ați avut aceste mesaje pe telefonul dumneavoastră? A fost joi la ora 16. S-a schimbat. Bă, oameni buni, câteodată așa ne credeți de proști, pe toți. S-a schimbat oamenii. Cum dacă am avut toți mesajul așa, acum pentru ce facem atâta cronologie, din ceva care a fost real. Calitatea anumitor colegi constă în calmitate. Haideți să o avem cu toții. Aș fi că aș vrea să ne prostiți noi. Păi, dar dumneavoastră, loc să... Dar dacă suntem calm, nu înseamnă că nu trebuie să vorbim. Ba da? Ba da. Deci dacă era joi, de ce? Joi e joi, nu-i mercuri. Nu, măcar nici ați spus. Spuneți așa, dați fața cum zic. Exact cum a făcut ăla care a fost prim-ministru. Noaptea ca hoții. Doamna președinte, a văzut că tu v-a adresat electoratului. De ce ați schimbat dată de mercuri, de joi, mercuri? Eu vorbesc cu toții. Și eu nu se poate că este ora 5 fără 5 este noapte. Și care este? Nu face la mie. O să nu mai s-a schimbat chestia. Nu s-a făcut noapte. Da, îi dau punctul
domnul... Vă răspund eu care a fost motivul. Da. I-am schimbat. Nu nouă. Cu oamenilor. Inițial a fost să facem ședința mâine. Având în vedere că domnul consilier Grămoacea Lucian are bilet să plece în concediu pentru Zâncea, în Bujoa de Mâine, plecat de localitate. Doamna inspector are inspecție mâine. Și am deci doi vinovați aici. Să schimb cu o zi, este aceeași procedură, aceeași lucru se întâmplă. Mâine dimineața la prima oară plec. Deci nu știam că... Trebuie să-l fixiezi, domnul. Ce scuze? Nu, dar totdeauna ședințele astea le puneți doar cum vreți voi. La ora 8 când vrea domnici, când vrea la ședință. La ora 10 când vrea nu știu care. Nu putem fi chiar toți așa cinci oameni la chinevul cuiva. Nu, dragul meu, ai zis foarte bine, discuția așa a fost, că toată lumea are servici și ședințele se facă cu ora 5, da, 15 deci, sau 16. Da. Așa a fost. Da. Să pune și la 8, să pune și la 10 și să pune de dată așa când va intra pe măseaua cuiva. Numai, domnul primar, ați spus în cuvântul dumneavoastră, ați spus în cuvântul dumneavoastră când ați vorbit despre fiecare consilier PSD în parte, la un moment dat despre domnul doctor Daraban, face naveta de la Bacău. De ce face naveta de la Bacău? Face pentru că are familie și Bacău, are familie și la satul pe noi. Da, dar domiciliul dânsului la Bacău. Este la Sascusat. Domiciliul este la Sascusat, dar face naveta de la Bacău. Am înțeles. Da, face naveta. Și eu pot să fac naveta la ajut la mama fiecare zi, dacă vreau să fac naveta la mama. Și merg la mama, ca să-mi văd mama. Nu e obligatoriu lucru de deciziu să fie bol la un distanță. Și o fac între zile la Bacău, naveta la inspectorat. Nu, dar știți, dacă cei de la Bacău se uită atent pe filmare, s-ar putea să... Dacă se poate uita. Să-și pierdă mandatul pentru noi să-și pierdă dacă face naveta. Nu, se ia cu metodul din bază, nu se ia. Coletinul este făcut ca să poate... Se ia cu metodul din bază, coletinul este făcut pe cabinetul din și un apartament de servici, ca să știți și dumneavoastră. Da, Consilierul Chiriac, dacă ar fi fost să accepte treaba asta, trebuie să-și dea demisia din Consiliu. Nu e nicio problemă. Își face treaba, vine eu, motorul de pe listă, nicio problemă, dacă trebuie. Atâta timp cât alegem să facem treaba pentru oameni, da? Nu ne punem salans, nu sacrificând un post. Dar cum ați găsit dumneavoastră chiar locul ăsta, unde este cele mai mari probleme? Nu sunt probleme. Pot, acum... Mai, nu sunt probleme cu apa. Nu sunt probleme cu asta, cu toate utilitățile. L-ați venit dumneavoastră, dați la mine. Mă rog, otrăvit, așa zic. Nu se poate, da. Băi, ce treabă, bine, da. Băi, vor să tripleze la presul ăla? Știm foarte bine cum a fost gândită la început, nu? A fost gândită la început pentru domnul Pop. Știm bine tot. Nu. Condițiile în care s-au ridicat din partea executivului, tu care vii, tu cu ea pe metri, primăria nu și-a asumat treaba. Tu mă rești pentru apii, primăria nu și-a asumat treaba. Nu, Romii, nu are rost să intrăm, că știți bine. Ce lasă-o? Așa că lasă-o așa. Nu, la urmă, când se trage linie. Păi cine a scumpit apa? Păi cine a scumpit apa? Dar bine la campanie, pe care... Da, dar așa e din 30 de ani, nu s-a pus la pomeni.
A spus foarte bine colegul Gârmacea în ședința precedentă domnului Vici. Când vine acel consultant, mă, suntem patru consilieri în Vâncești. Nu contează de unde cum. Vreau să-l văd eu pe acel consultant atât de bine pregătit, care vine și spune că există apă în Vâncești de 3-4 ori cât ar trebui scos. Vreau să văd calculică așa. Stabilește el o cantitate de apă pentru cetățean. Domnule, se face risipă, știm toți. Dar nu, cum se spune. Aveți eu știu, domnule, știu de ce a spus domnul Vici treaba asta. Că trebuie să ducă niște apă undeva, știm și noi lucrurile astea, dar nu știm. Și atunci nu mai pun în capul executivului nici apii. O pun în capul lui cel care va fi administrator la apă. Nu se mai duce apă acolo, unde ai zis vrei să mă zic. Nu se mai duce apă acolo. Mai știm și apă, mai știm. Dar ești bune? Cum să duce apă? O să reduce apă. Păi da, chiar nu mai ține cuvânt de oameni, de dor, de dor, ce n-ai așa. Nu le mai dai nici apă, dar alte lucruri, la ce să ne mai iei? Eu înțeleg și politic, înțeleg și majoritate, înțeleg multe lucruri, dar... Mai trebuie să fim și oameni. Domnul viceprimar, profit de o întrebare din partea unui părinte. Scrie și numele tău, ce e deasupra? Ca să știi. Doamna Leonte întreabă, fiindcă sunteți live pe Facebook, întreabă, dacă cu permisiunea noastră, când se aprobă bugetul pentru bursele școlare? Da, și puteți să-i dai un răspuns. Pentru anul viitor. Pentru anul școlar 2012. Ședința de buget, că facem buget și la februarie. Domnul Iosif. Februarie, deci anul următor, doamna. Prima După ce se face bugetul la nivel național, se face la nivel local. Da? Și atunci o să le plindim oricum. Și atunci am acest anul ăsta trebuie. El oricum s-a luat bani de către Consiliul Local, da? Și merite din copilul care o să vină la vară, o să plinească poți. Vreți încă dată în ziua locului. Ce nici nu e? Urcați buletele? Urcați buletele și... Deci că ați stat numele de la căsuță? Nu, putea să fie și okay, o altă, nicio problemă. Dar au zis mai multe că fixează ea altfel și scrie că mai cea mai. Să dau fix în colorat. Chiar nu era cazul. Se putea avea de ce știi. Astea erau când se făceau dar. Domnul Pavin, salin? Ce problemă? Amintește și în validare. Am usurit cu Popa. Ce o să conteci? Domnul Popa, aveți motor? Nu. Nu, din vânzare, domnul Popa. Nici de nici măgare. Exact, da, ce și fac? Mi-a plăcut felul în care a discutat domnul viceprimar despre fiecare din știința voastră în fața camerei, cunoscându-se realitatea. Chiar fiecare dintre noi a fost întrebat. Dar aș fi fost să fiu duplicitar așa niciodată. Dar răspunsurile au fost astea. Astea sunt așa. Și eu de la voi două persoane care au fost să răspunsuri. Nu cu punct și-mi dă de cunoscut acum. Deci, nu mai știu clar nici ce amintiți. Deci, eu am zis foarte clar că amintesc că și domnul Emil la funcția de buniști de fată. Anul ăsta e anul fetele. Ești primul, cred. Eu primul, da, după aia ar fi... Cât mai are, cât mai are.
decembrie. În decembrie topim februarie. Deci prima dată dau eu din urmă. Și după aia la primire, la vinită, club, dai tu. Și? Adiată, e mare de acum. De așa, ești veteran. Eu merge pe tractor, mă. Tu ești mai... Da, e frumos. Frumos, eu mă uit la copiii tăi, la eu. Ești cu Ierus, pe-i că. Da, un sentiment care nu se poate deschide de bunicul. Dacă se face el mare, e cu eu. Băi, călăresc el până la păranțul de voi. Da, o să vină și atașa mea. Am zis pe Dați corect, doamna președintă. Nu, nu știu, dar nu, nu știu că mă opresc. N-am avut răbdare, ce? Mă opresc. Lăsați așa. Vă scoți și... Cine e președintele de comisie? Alin Pai. PSD. Domnul Alin. Domnul Alin. Domnul Costea. Domnul Costea. Popa. Unde? Numărați. Am voie să mulțumesc. După, după, când mulțumesc. Nu e adevărat. Deci 8-5 și cu 1... 8-5 și 1-0. A dracului, Marian, ia te înțeles. Tu ai făcut grăția cea mai mare, tu de aici ai făcut semnii. Fiatră, știți ce zice, nu? Am fost cu... Vreau adesivul la PSD. Am fost Nicolae și un vot nul. Având în vedere această situație, domnul Popa este consilier local cu atribuții de primar. Da.
Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. Până la primă spun că domnul Costea m-a adus în politică și mulțumesc pentru acest lucru. Au fost multe lucruri care ne-au legat. Îmi pare rău că am intrat în competiții cu dânsul. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce am învățat la dânsul. Vreau să îl asigur că voi face tot ce depinde de mine să mă ridic măcar la nivelul dânsului și să-l și depășesc, pentru că elevul care nu depășește profesorul chestia de elev nesăplâncesc. Vreau să mai răspund doar domnului Gheorghiță. Am spus atunci, într-adevăr, că așa am spus, asta este idealul în politică. Până când vom ajunge la acea situație, mai e mult de trecut. Și ideal, așa este, pentru că e punctul meu de vedere, am spus că doar dacă eram eu, n-am generalizat, da? Am zis și eu. Deci eu am spus un punct de vedere. Exact. Vă mulțumesc încă o dată și vă promit că voi face tot ce stă, în ce stă în putere, să nu vă fac. Felicitări și spor la treabă, domnule. La obligația care...